ce naiba poate construi un om care doar el are dreptate, valorile lui sau perspectivele lui sunt cele interesante, ce echipe, ce cultură organizațională, ce structură va avea, va permite o anumită democrație? Organizațiile nevoie să se democratizeze, să permită contradicția. În momentul în care conduci, indiferent dacă conduci o echipă mică, adică ești un first manager sau un middle manager, ai o responsabilitate socială. Oricine care se joacă cu destinele unor oameni ar trebui să fie certificat și la biblică, cum îi funcționează și din punct de vedere a anumitor competențe. Noi putem să ne îmbunătățim pe noi, putem să gândim un pic altfel și putem să schimbăm lucrurile din jurul nostru. Munca va deveni ineficientă pentru oameni și organizațiile vor pierde. Vor pierde bani, vor pierde putere, vor pierde locul pe piață. Hacking Work, un podcast produs de Pluria, Școala Spor și Unde Lucrăm.ro.